conotații sexuale, limbaj vulgar, comportamente și atitudini antisociale ce pot fi imitate cu ușurință. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a Brigăzii Mobile. Spun bună seara și invitatului meu, domnul profesor Tudorel Butoi. Bună seara! Bună seara. Suntem în așteptarea doamnei avocat Paula Iacob, care este pe drum. În câteva minute o să beneficiem și de prezența dumneai. Sunt Sorin Ovidiu Bălan și vă invit să vă alăturați nouă. Sunteți pregătiți? Să-i dăm drumul! Eminescu, vă veți întreba ce caută poetul nostru național într-o emisiune de investigații. Ei bine, vom încerca să demonstrăm cum generații întregi de români au fost mințiți la așa zisele ore de pseudo-literatură română. Mihai Eminescu nu a murit, așa cum am învățat mulți dintre noi, de sifilis. Mihai Eminescu a fost ucis. A fost ucis de o conspirație internațională. Haideți să vedem materialul. Mai am un singur dor în liniștea serii, să mă lăsați să mor la marginea mării. 15 iunie 1889, zi tristă pentru români. Moare la sanatoriul de boli nervoase Caritatea, situat în București, pe strada Plantelor, Mihai Eminescu. De atunci, cale de mai bine de un secol, s-a perpetuat până la noi o minciună, cum că Eminescu ar fi murit de sifilis. Minciună ordinară merită să acopere mașinațiunile internaționale de dinainte de primul război mondial împotriva României, prinsă între trei imperii. Eminescu, care este nu numai cel mai mare poet român, ci și cel mai mare gazetar pe care l-am avut vreodată, prin articolele sale din ziarul Timpul, risca să strice toate aceste urzeli. De aceea, contemporani cozi de topor ale imperiilor țarist, german sau austro-ungar au încercat mai întâi să-l cenzureze, apoi să-l declare nebun pentru a trimite în derizoriu afirmațiile sale. Așa a apărut povestea cu sifilisul. Vom demonstra, cu ajutorul unor documente pe care le veți vedea în premieră, că Eminescu nu a avut sifilis, nici vreo altă boală gravă. Cauza morții lui este una înspăimântătoare. Mihai Eminescu al nostru a fost ucis de o conspirație internațională. Să începem demonstrația. Eminescu nu a murit pe data de 15 iunie 1889. Atunci a fost făcută autopsia. În realitate, Eminescu a început să moară cu mult înainte, atunci când conspiratorii au pus mâna pe el și, practic, l-au sechestrat. Scenariul care să-l scoată pe Eminescu nebun era deja pregătit. Era alternativa la tentativa nereușită de a-i băga pumnul în gură. Deși avertizat să nu o facă, Eminescu a publicat articole în Timpul despre afacerea Strosberg. Ce este această afacere? Pe scurt, o mână de afaceriști veroși, în frunte cu regele Carol I, au țepuit pe mâna unui excroc internațional pe nume Strosberg statul român de sume uriașe. Nimic nou sub soare, nu-i așa? Pentru că totuși informațiile din acest contract secret, mai mult decât păgubos pentru noi,
scăpaseră pe piață datorită lui Eminescu, ele trebuiau combătute ca neadevărate cu declararea sa ca nebun. Capul planului era nimeni altul decât cel care se pretindea ocrotitorul lui Eminescu, Titu Maiorescu. Adevărata zi în care Mihai Eminescu a început să moară este 28 iunie 1883, ziua în care a fost răpit și sechestrat. Eminescu locuia la acea dată în casa lui Ion Slavici, care se afla în piața Amzei de astăzi. Închiriase aici două camere. Suntem în ziua de 28 iunie, la 5 dimineața. Există 1883. Există o discuție aprinsă între Eminescu și Ecaterina Slavici. Slavici fiind plecat din București la Măgurele deja din ziua de 25 sau 24 iunie, cu câteva zile înainte. Suntem în 28 iunie 1883, într-o zi de marți. Există o altercație, fiindcă Elisabeta Slavici era geloasă, Eminescu nu răspundea micilor semne erotice, chiar există în agenda lui, manuscrisul 2292, însemnările lui Eminescu însuși, în care scrie textual: nu ți este rușine, Madame Slavici, ești femeie măritată. Așadar, Madame Slavici, nervoasă că Eminescu nu răspundea avansurilor ei erotice, spărsese o oglindă. Ca să justifice spargerea oglinzii, femeia trimite o oră mai târziu, la 6, un bilet lui Titu Maiorescu, în care scrie două propoziții. Domnul Eminescu a înnebunit. Vă rog, faceți ceva să mă scap de el, că e foarte rău. Maiorescu prinde din zbor oportunitatea. Nu avea cum să nu profite de această nesperată ocazie. După ce plecase de acasă foarte devreme, Eminescu mersese la redacția ziarului Timpul. Merge, bea o cafea, mă duce la redacția ziarului Timpul, ia un ziar care a apărut în dimineața respectivă cu textul său despre libertatea presei și vine la Maiorescu acasă. Nu pot să sugrum libertatea presei, fiindcă e o prăpastie foarte adâncă această libertate și dacă suprim libertatea de gândire, te duci tu însuși, stat și rege și politician și deputat și senator, toată clasa politică se duce în această prăpastie, drum pe care nu-l mai poți opri. Era răspunsul lui la tentativele de a fi cenzurat. Cu ziarul în buzunar, la orele 10, trece pe acasă pe la Titu Maiorescu, în strada Mercur, numărul 1. Aceasta era undeva în apropierea fostului magazin Eva. Articolul era foarte deranjant. L-a deranjat pe rege, pe Maiorescu, fiindcă Maiorescu era văzut ca un patron al lui Eminescu, a deranjat Partidul Conservator, a deranjat pe Cea Rosete, președintele Camerei Deputaților, pe prim-ministru Brătianu, pe Dea Sturz, adică a deranjat pe toți. Și acum, atenție! Aducem primul argument zdrobitor care dovedește nu numai că Eminescu nu era nebun, ci și că a căzut victimă unei conspirații. Cum Maiorescu fusese deja la 7 dimineața împreună cu Simțion la Institutul Șuțu, plătise 300 de lei pentru internarea la Institutul de Alienați pentru Eminescu, cu de la sine putere, în urma bietului bilețel al doamnei Slavici. Așadar, Maiorescu, înainte de orele 10, când încă nu-l văzuse pe Eminescu, ca să-și dea seama dacă era tulburat sau nu, pregătește internarea sa la azilul de nebuni. Un azil particular și foarte scump. Suma plătită era echivalentă cu aproximativ 1500 de dolari la banii de atunci. Planul diabolic merge mai departe. Autorii lui voiau să se pună la adăpost de eventualele acuzații. Să ascundă că ei erau cei care îl duseseră la azil. Și atunci, Titu Maiorescu a recurs la o stratagemă. Maiorescu vrea să-l convingă să meargă pe strada la Societatea Carpații, pe Știrbei Vodă la numărul 72. Era Societatea Carpații, unde l-așteptau carpatinii. Societatea aceasta era una secretă care milita pentru reîntregirea României. Ceea ce nu știau membrii ei de bună credință era că societatea fusese înființată chiar de către agenții austro-ungari. Mai mult, cei doi lideri, Ocheșanu și Secășanu,
Erau și ei agenți ai serviciului secret de la Viena. Deci această insistență a lui Maiorescu ca Eminescu să participe neapărat la întrunire, conform unui raport al ambasadorului austro-ungar la București, la acea întrunire secretă urma să descindă poliția. Maiorescu știa că la ora 12 vine poliția la Societatea Carpații, face percheziție și produce arestări. Deci îl trimite în mod intenționat ca să fie arestat de poliție. Așadar, totul era pregătit. Camera de la nebuni închiriată. Mai trebuia ridicarea de către poliția lui Eminescu de la o întrunire secretă, declararea lui drept irresponsabil, chipurile pentru a nu fi băgat la pușcărie și internarea lui la azil. Numai că planul nu a funcționat. A fost dejucat de însuși Eminescu, care a înțeles foarte repede ce se pune la cale. Eminescu știe planul, se sizează și nu merge nici la Societatea Carpații în strada Știrbei Vodă. Din însemnarea lui Maiorescu, din caietele lui de însemnări zilnice, care este în nemțește, se vede clar când Maiorescu scrie numai de s-ar face aceasta fără greutate. Adică să îl convingă pe Eminescu să meargă la Societatea Carpații, iar poliția să-l ridice, să-l ducă la spitalul Șuțu fără dificultate. Dovadă că scenariul cu poliția era pregătit special pentru Eminescu a fost și faptul că descinderea, în lipsa lui, a fost una formală și nimeni nu a fost arestat. Pentru a scăpa de conspiratori, Eminescu încearcă să se ascundă. Pleacă în grabă de la casa lui Maiorescu și fuge cu o birjă pe calea Victoriei, până într-un loc aflat pe malul Dâmboviței, unde stă ascuns mai mult de 8 ore. În urma lui începe un adevărat iureș. Cei care îl voiau internat la nebuni nu mai puteau da înapoi. Eminescu a fost găsit. Mai am un singur dor. Înapoi în platoul Brigăzii Mobile. Așadar, o demonstrație pe care am încercat să o facem este doar prima parte din ea. Ați văzut, Eminescu a încercat să se ascundă de cei care vreau să-l asasineze și a dat seama, a fost găsit. Săptămâna viitoare veți vedea partea a doua, după părerea mea, absolut dramatică. Până atunci însă, haideți să vedem dacă nu cumva fabulăm. Domnule profesor, deocamdată doamna avocată încă n-a ajuns, o să aflăm și părerea dumneavoastră. Este foarte ceață afară, îmi transmit colegii mei din regie. Domnule profesor, o întrebare închisă. Se răspunde cu da sau nu. Credeți în scenariul pe care l-am făcut noi sau nu? Înclin să cred, da. Pentru că documentele pe care dumneavoastră le-ați adus la cunoștința opiniei publice se înlănțuiesc într-un demers logic. Și nu numai logic, dar și explicativ pentru timpurile acelea. Deoarece Eminescu realmente devenise deranjant, după cum libertatea presei, vedem că nici astăzi nu creează confort unora, și modul în care personajele deranjate sunt aici în acest pomelnic, începând de la rege în jos, sigur că este convingător pentru o conspirație. De asemenea, deci, dacă îmi permiteți... Apropo de ce a spus dumneavoastră, dacă îmi permiteți să completez, Petre Carp, Pepe Carp, îi scrie lui Maiorescu și citez: mai potoliți-l pe Eminescu. Deci categoric, omul deci, este fixat. Lucrurile și Pepe Carp bătăliile, da, bătăliile politice de atunci aveau oarecare miez și danf de bătăliile politice actuale, când libertatea presiei deranjează pe foarte mulți și nu înțeleg acesteia sensul. Din acum, păcate, n-a fost doar o bătălie internă, a fost și o bătălie externă. Și din păcate, încă o dată, trebuie să spunem, și probabil că se vor găsi foarte mulți inteligenți care să ne combată, Maiorescu a fost o coadă de topor. Este foarte posibil, pentru că vis-a-vis de coada de topor nu contează nici titlul academic, nici doctoratele, ci contează caracterul și stipendierea cu banii. În momentul în care ai devenit robul banilor, ești o murătură, s-a terminat cu tine, nu mai ești liber, faci fel de compromisuri.
ca și acestea. Ceea ce mă surprinde din punct de vedere al algoritmului făcăturii este faptul că deja se aranjase internarea, deștinderea poliției servea ca ridicare, apoi pretext să-l salveze, să-l trimită acolo. Despre aceste argumente o să vă rog să vorbim un pic, să vorbim mai aplicat, mai aprofundat. Deocamdată luăm câteva minute de publicitate, revenim. Diferiți am fi, cu toții avem milioane de experiențe care merită împărtășite. De aceea am creat abonamentul tău cu minute nelimitate internațional, minute și SMS-uri nelimitate în toate rețelele, internet nelimitat plus smartphone la super preț. Vino în magazinele Telecom România sau sună la 1234. Telecom. Experiențe împreună. Noi la Alevia susținem sănătatea și un stil de viață echilibrat. De aceea îți recomandăm coenzima Q10, un produs esențial pentru întinerirea organismului și a inimii tale, zi de zi. Îmbunătățește-ți starea de energie a organismului, având de tinerețe grație coenzimei Q10 de la Alevia. Ești pregătit pentru efectul Airwaves? Mesteci odată și vezi ce poate să facă. Airwaves. Respira adânc și îndrăznește. Kinder Pingui, gustarea care te așteaptă cu mințică în frigider. Cu plutură de lapte, învelit în ciocolată crocantă. Kinder Pingui, după școală și răsplată. Colebil pune bila pe picioare. Port proteză dentară, însă nu foloseam crema adezivă. Într-un final, la nunta fiicei mele, m-am decis să încerc crema adezivă Corega. Corega a trecut testul cu brio. Proteza nu s-a mișcat deloc și nu a pătruns nimic sub ea. Corega ajută la fixarea protezei dentare până la 12 ore și împiedică resturile alimentare să pătrundă sub ea. Datorită cremei Corega, am uitat de proteză. Acum folosesc Corega în fiecare zi și sunt din nou eu însămi. Maestrii parfumieri Airwick au selecționat cele mai exotice elemente din natură pentru a crea noua gamă de parfumuri Airwick Exotic Scents și pentru a vă oferi o experiență de neuitat acasă. Airwick Exotic Scents. Parfumuri exotice pentru experiențe unice. Adagin. Atacă în forță durerea. Pentru tine de la Actavis. Poate vă întrebați cum a început totul. Am vrut să-i cer mâna într-un fel unic. Am invitat-o la teatru ca să-i ofer inelul cumpărat de pe net prin Smart Banking de la Raiffeisen Bank, unde totul începe cu un sfat bun. Câștigă și tu timp pentru experiențe de neuitat. Intră pe Viața Fără Cash pentru super premii. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Scuipi sânge atunci când te speli pe dinți? Iată ce ar trebui să știi. Dacă îți sângera orice altă parte a corpului, ai fi luat măsuri. De ce ignori sângerările gingivale? Parodontax este o pastă de dinți cu 70% ingrediente specializate, creată pentru a ajuta la oprirea sângerărilor gingivale. Ține minte, sângerările gingivale pot fi unul dintre primele semne ale îmbolnăvirii gingiilor, o cauză principală a căderii dinților. Parodontax. Pentru persoanele care scuipă sânge. Încearcă acum și Parodontax Extra Fresh. Po
Posibilitățile sunt nelimitate când ai net la viteze 4G oriunde ai fi. De aceea, la Orange îți oferim tablete de la 0 euro împreună cu noile abonamente Colibri, ca să zbori liber pe net. Când suferi, suferi cât pentru toți la un loc. Cu o combinație specială de substanțe, Fasconal combate eficient durerea de cap. Fasconal pune capac durerii de cap. Pentru a evita ridurile, poți să nu mai râzi, să nu pierzi nopțile sau poți fi pur și simplu fericită folosind crema de zi Q10 Plus Anti-Rid. Formula patentată Nivea Q10 Plus reduce ridurile în 4 săptămâni cu rezultate dovedite. Simte-te bine în pielea ta cu îngrijirea Anti-Rid Q10 Plus de la Nivea. Sute de pachetele pregătite dis de dimineață. Zeci de termene limite de respectat. Sute de teme rezolvate la telefon. Zeci de proiecte de succes. Mii de lucruri de făcut. Un moment dăruit ție, alături de cafeaua ta instant. Momentul tău, Don Cafe. Senzație de greutate și prea plin după masă? Triferment, pentru o digestie eficientă. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Cine poate face aluatul să crească? Eu! Pentru că îl pot face să se umfle ca un balon. Creează aluatul perfect crescut care face din oricine un bucătar iscusit. Cu cea mai bună drojdie, de la Dr. Nutker. Poți face dintr-o oportunitate o poveste frumoasă, cu un împrumut simplu la momentul potrivit. Acum împrumutul Provident îți poate aduce prin tragere la sorți un premiu de 1500 de lei. Sună la 021-275-7575 sau trimite un SMS la 1805 și te sunăm noi. Amărui, ca viața. Încearcă noul Schweppes Pink Grapefruit în ediție limitată. Săptămâna începe mai bine între două super perechi de dive din showbiz. Descoperă-le pe Ana Mocanu și Loredana Chivu așa cum nu le-ai mai văzut vreodată, iar fetele de la Bambi îți aduc noutăți incendiare. Cele mai mari staruri sunt doar aici, la Star Matinal, cu Roxana și Bote. Mâine de la 9 dimineața, la Antena Stars. Cu el, vedetele fac show. Mamă, ce e aici? Cu el, începe adevărata nebunie. Nu o să vă vină să credeți. Maestrul super spectacolului dă tonul la The One and Only Răi da bun, cu Mihai Morar. De luni până vineri de la 8 fără un sfert seara la Antena Stars. Antena Stars recomandă. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You have no idea when you're coming back. I'm coming back. Interstellar, only in cinemas. Domnule profesor, ați anticipat un pic. Credeți că acest argument pe care l-am prezentat noi și care nu este singurul că Eminescu a fost asasinat, acest argument că i s-a rezervat, i s-a oprit, i s-a închiriat, i s-a cumpărat, cum vreți să spuneți, acea cameră la unul dintre azilurile de nebuni importante, să zic așa, din București, ați văzut, este unul, se numea Caritatea și era patronat de doctorul Șuțu, care nici el nu era nimeni în epocă. Important credeți este faptul, că este un argument foarte solid pentru o conspirație? Este foarte solid pentru că nici nu se conturase bine dimineața când anticamera acestui demers se lucra, se făcea. Deci să marcăm că era ora 7 dimineața. Da, sigur că da. Au oprit locul în stabilimentul respectiv, l-au legendat și trimis teleghidat la Asociația Carpatină unde ar fi trebuit în jurul orelor 12 să descindă poliția, ar fi fost de acolo arestați mai mulți la mișto, ca să folosesc o expresie foarte, foarte clară,
După care el ar fi fost salvat, chipurile te salvezi de pușcărie pentru că ai participat la o chestiune politică și te trimite la un ospiciu. Și într-o formă și în alta el trebuia să dispară. Necazurile ar fi fost după această chestiune, pentru că dacă apuca să facă o zi în acest ospiciu, să fie prins în acte ca nebun, atunci poate s-ar fi încercat zăgăzuirea apariției în presă a articolelor și polemicilor unui nebun. Ceea ce s-a și realizat și aici vreau să expun și eu o teorie, dacă îmi permiteți, și să mă confirmați sau să mă infirmați. Mi-am pus întrebarea, domnule, dacă au văzut că nu se mai înțeleg cu el, mai potoliți-l pe Eminescu și el nu se potolește. Ba, încă face și mai rău. Publică afacerea Strasberg. Publică acest material despre libertatea presei. De ce nu l-au omorât? Aveau N metode, aveau N posibilități ca să-l omoare. De ce nu l-au omorât? Eu cred că nu, pentru că omorându-l nu făceau altceva decât să întărească ceea ce spusese Eminescu până atunci în ziarul Timp. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, încă nu se inventase accidentul, domnul Bălan. Accidentul intră mult mai în contemporaneitate, în, ca să zic așa, recuzita celor care vor să scape de anumite persoane. Stați un pic, nu era neapărat accidentul să dea mașina peste el sau să facă cancer. Eminescu, că iarăși aici ni s-a spus o minciună la școală, că era un băiat sărac, provenit dintr-o familie necăjită, de 11 copii, nici vorbă de așa ceva. Eminescu era un bărbat moșier frumos. Care avea Eminescu avea o leafă foarte mare la timpul, da. Avea stipendii. Da. Eminescu era un om care își dădea cămășile, l-a spălat vreo 20 deodată, deci mai avea încă 20 ca să se îmbrace cu ele. O să vedeți în episodul al doilea, Eminescu era un om care avea ceea ce s-ar numi astăzi spa. Avea abonament la o baie celebră, da, din București. Da, deci Eminescu făcea parte din lumea mondenă. Eminescu era un obișnuit al marilor restaurante, Capșa și toate cealaltă din zonă. Deci să terminăm și cu minciuna asta îmbrăcată în catifea roșie, așa într-o rubașcă, cu căciulă sovietică pe cap. Că poetul provine dintr-o familie necăjită. Nici vorbă de așa ceva. Eminescu era un om care făcea parte din protipendada Bucureștiului atunci. Ba mai mult, era principalul ideolog al Partidului Conservator și redactor șef la ziarul Timp. Se pare că la vremea respectivă conservatorii au făcut un blat cu liberalii în așa fel încât el și-a atras dușmania și a liberalilor și a conservatorilor. Din cauza aceasta a existat și o atitudine trădătoare a foștilor lui colegi politici, care l-au lăsat, au acceptat, au tolerat o astfel de făcătură, repet. Deci considerați și dumneavoastră că este o făcătură. Da. Insistența lui Maiorescu. Eu așa am interpretat-o, că insistența lui Maiorescu a fost o tentativă a lui de a se spăla pe mâini. De a nu fi el cel care îl trimite pe Eminescu la azil. Perfect legendată, perfect acoperită, dar ceea ce spune Carp, potoliți-l pe Eminescu, fără să nominalizeze felul în care poate fi potolit, dă naștere la orice fel de... Deci, ca să lămurim lucrurile. Sigur. Maiorescu, conform documentelor pe care le avem, era agent dublu. Maiorescu era agent al serviciilor austro-ungare și știa foarte bine ceea ce se petrece în societatea Carpații, patronată de către ambasada austro-ungară de la București. Avem documente, rapoarte ale acestor doi, Ocheșanu și Secășanu, care spun către ambasador austro-ungar și ei raportează odată către ambasadă și a doua oară către Maiorescu. Dar Maiorescu era agent dublu. O să vedeți în episodul 2. Este o încrengătură. Dom'le, Eminescu n-a fost omorât că s-a luat de regele Carol. Nu. Eminescu a încercat să explice cum derbedeii de atunci vindeau țara. Asta a încercat. Asta a făcut Eminescu. Și o să vedeți o încrengătură de spioni, Maiorescu, Slavici, Mite Kremniț și alții asemenea, care turnau pe la toate marile cancelarii, stipendiați de toate marile cancelarii, toți s-au unit împotriva lui Eminescu. Domnul Bălan, este regretabil că asemenea personalități tratate numai din perspectiva pixului, operă, etc., au putut face acte de asemenea trădare. Dar în același timp trebuie să apreciezi agențiile de informații străine că au recrutat, da, la vârf
zona intelectuală, oamenii de formare de opinii. Domn profesor, revenim la Eminescu în episodul viitor al emisiunii noastre. Interesant. O să vedeți lucruri absolut senzaționale. Ne-ați rămas dator săptămâna trecută, cazul Mailat. Dumneavoastră ați spus că este nevinovat. Eu vă aduc 4 argumente că este vinovat. Mailat are sânge pe față, da, are zgârieturi pe spate, este văzut de către un martor cărând cadavrul în spate, iar poșeta victimei este găsită la el. Vă rog, într-un minut, demolați. Foarte scurt. Zgârieturile de pe spatele lui Mailat sunt explicabile prin aceea că el fura fier vechi, și omul a spus acest lucru anchetatorilor, strecurându-se pe sub gardul de sârmă. De fiecare dată când o făcea, îl zgârâiau resturile de sârmă din plasă. Acest lucru trebuia făcut prin expertiză medico-legală, s-ar fi văzut că e vorba de traiectoria tremurândă a sârmelor și nici pe departe de unghiile unei persoane care se apără. Dacă s-ar fi întâmplat așa, sub unghiile femeii respective victimă, s-ar fi găsit depozit subunghial sângele lui Mailat. Nu s-a făcut nici una, nici alta. În ce privește martorul, vorbim de o persoană cu disfuncționalități psihice, cu dedublarea personalității, care nu face nimic altceva decât are iluzii vizual-auditive. Aceasta este una dintre caracteristicile acestui poșeta. Poșeta. Poșeta este găsită de nefericitul Mailat, așa cum se obișnuiește și de către șmecherii din București, se ia lovelele repede, se aruncă poșeta, se aruncă lucrurile. Mai departe, banii care au fost găsiți în posesia lui Mailat sunt banii munciți de el, pentru că cu 2 zile înainte predase castanele pe care le culesese și își primise omul banii pe ele. Nu avea nevoie să mai tâlhărească pe nimeni și, în ultimă instanță, banii nu sunt plini de sânge. Ori dacă sânge și așa mai departe, acțiunile fiind de imediată apropiere între ele, nu mai mă șterg ca să iau banii. Iau banii cu amprintele de sânge pe ei. Aceste lucruri dispar. Vreau să felicit avocatul italian care, deși din oficiu, a făcut o apărare extraordinară punând sub semnul întrebării și locul de unde zice-se că a fost văzut și capacitatea psihică a martorului. Să sperăm că cele spuse de dumneavoastră vor fi auzite de către autoritățile române, că se vor face demersurile. Haideți să trecem la cel de-al doilea subiect al emisiunii noastre de astăzi. Un tânăr de 32 de ani a fost arestat pentru că nu a avut bani să plătească o amendă în valoare de 80 de lei. A fost condamnat la închisoare, 40 de zile de închisoare. Nu a mai ieșit niciodată din pușcărie decât mort. Haideți să vedem materialul. Mihai Iorga, un tânăr care avea numai 34 de ani, sănătos tun, a murit pentru că nu a avut bani să plătească o amendă contravențională. A murit în închisoare. Conform certificatului medico-legal, moartea a fost violentă. S-a datorat hemoragiei meningocerebrală consecutivă unui traumatism craniocerebral în cadrul unui politraumatism. Aceste leziuni s-au putut produce prin lovire cu un corp dur. Între leziuni și deces există o legătură directă de cauzalitate. Tragedia s-a petrecut în anul 2002. Mihai Iorga a primit o amendă contravențională pentru tulburarea liniștii și ordinii publice în valoare de 80 de lei. Deși nu era un individ recalcitrant și nici infractorul satului. Normal. Sunt alții mai răi. La fieșcare om, la bădărba, zice, o vorbă așa, nu era periculos. Pentru că nu a avut bani să plătească amenda, aceasta i s-a transformat în zile de muncă în folosul comunității. Comunitatea din comuna natală, Călugăreni de Prahova, a și efectuat o parte din muncă. La un moment dat, primărița a făcut o sesizare către instanță, cum că Iorga nu se prezentase la lucru. Acesta este documentul de sesizare în care primărița Ileana Cârlan sesizează judecătoria. Minte scriind, cu rea voință, nu se prezintă la locul stabilit de instanță, deși Iorga se prezentase și chiar executase o parte din zilele de muncă. Judecătoria îi transformă zilele neprestate în 40 de zile de închisoare contravențională. Am încercat să aflăm de la doamna primar ce a determinat-o concret să le reclame pe Iorga. Răspunsul ei a fost acesta. Nu vreți să ne spuneți despre Iorga? Nu.
concludent, nu? Pe data de 12.03.2002, Mihai Iorga este ridicat de acasă de către poliție pentru a fi dus la arestul IPJ Prahova. Aici nu este primit însă. Arestul cere ca Iorga să fie dus mai întâi la doctor. La cabinetul medical de la IPJ Prahova se constată că bărbatul are mai multe traumatisme grave. Așadar, pe drumul dintre comuna Călugăreni și Ploiești, Mihai Iorga a fost bătut crunt, deși medicul care l-a consultat a recomandat internarea, Iorga este din nou dus în arest. Abia pe data de 17 martie, adică la 5 zile după arestare, este trimis la urgență, la Floreasca. După 6 zile de la internare, timp în care s-a aflat în comă profundă, pe 22 martie, moare. Familia face demersuri pentru a afla cine l-a ucis. După 3 ani de anchetă, este găsit vinovat un deținut, pe nume Davidoiu Viorel, coleg de celulă cu Iorga. El l-ar fi adus în halul în care a ajuns la urgență. Davidoiu însă nu recunoaște crima. Vinovat de moartea fratelui meu a fost găsit Davidoiu Viorel. Procesul s-a încheiat la Curtea de Casație în 2005. Dumneavoastră n-ați crezut treaba asta și ați continuat demersul. Da, la CEDO. Am primit despăgubiri în valoare de 38.000 de euro 600. Și redeschide dosarul 178. Familia merge mai departe ca să afle cine l-a ucis pe Iorga și ajunge la CEDO. Era în anul 2011. Dosarul a fost redeschis, dar nici până astăzi nu s-a dat nicio soluție. Pentru a justifica cumva această tragedie, s-a lansat în comună zvonul că Mihai Iorga, de fapt, a fost ridicat de către poliție pentru că aprinsese fânul unui vecin. El în timpul ăla nici nu era acasă. Și martorii care, oamenii, au venit să stingă focul, l-a văzut că el venea după stradă din sat, din comună. În timpul ăla el nici nu era acasă când ardea la ei acolo. După moartea lui Iorga însă, au mai luat foc și alte case în sat. Acum zice cine va mai da foc? Nu. Cu siguranță nu este el. Am revenit în direct, am revenit în studioul Brigăzii Mobile. Domnule profesor, haideți să le luăm pe rând. Vă întreb acum ca psiholog, ce părere aveți despre atitudinea primăriței? Primărița este cea care trimite către instanță sesizarea că Iorga nu-și face treaba acolo. Ce părere aveți? Dacă aveți textul prin care este făcută sesizarea și apare sintagma cu rea voință, această chestiune e discutabilă. Nu primărița este cea care stabilește reaua sau buna credință a celui care este contravenient. Dar din punct de vedere al faptului că nu s-a prezentat să facă zilele... S-a prezentat o perioadă. La un moment dat nu s-a mai prezentat. În momentul acela, o primăriță este obligată să sesizeze judecătoria. Numai că sesizează doar atât. Cel care este contravenient și trebuie să lucreze în folosul comunității, nu se prezintă la lucru. Știți ce spun martorii, domn profesor? Că el s-a prezentat. La un moment dat... Dacă s-a prezentat, aici, nu putea să facă această... Aici vă întreb eu. Atitudinea primăriței. Dacă a făcut un comunicat... Ea refuză să vorbească cu noi. Ce vă spune dumneavoastră ca psiholog? Că ați văzut-o că se pierdea mică în zare. Inițial era plină de zâmbet, abia venise de la Ploiești. Când ne-a văzut cu camera, mai ales că e campanie electorală acum, era toată un zâmbet, abia s-a așteptat să ne dea un discurs electoral. Și când am pronunțat formula Iorga, parcă i-am dat startul, ați văzut. Categoric, a luat-o pe scări în sus, s-a pierdut în zare. Categoric că nu este confortabil să vorbești după o astfel de nenorocire. Dar ca reprezentant al comunității trebuia să vă dea toate informațiile, să vă răspundă la toate întrebările. Ce vă spune gestul ei? Poate să fie interpretat în fel și fel de chipuri. Probabil că i-a fost teamă de răspundere. Probabil că i-a fost teamă de implicare. În egală măsură este libertatea ei de a vă răspunde sau nu. Trebuie să răspundă în fața factorului administrativ. Pe mine sintagma cu rea credință mă deranjează. Nu tu stabilești acest lucru. Tu doar constați că omul, după ce a fost prezent la muncile respective, la un moment dat n-a mai venit. Și în momentul acela te adresezi instanței. Asta este obligatoriu ca ea trebuie să facă. Deci, domn profesor, după aia o să vă spun și concluzia mea. Ce crede eu că s-a întâmplat în sat?
Acum vreau să vă mai pun o întrebare legată de ce am văzut. Omul este ridicat de acasă, Iorga. Este dus la arestul IPJ. În arest nu este primit. Este ridicat de acasă bun, întreg și sănătos. Și avem și actul de la medicul de familie care ne spune că n-a fost bolnav niciodată și este dus în arestul IPJ-ului, care nu-l primește. Nici o persoană nu este introdusă în arest până nu-i se face un consult medical. Asta nici este, o persoană nu asta spune procedura. Mai ales și că oamenii, văzându-l medical deteriorat, probabil, au spus nu vi-l primesc decât cu consult medical. Când se face consultul medical, se face recomandarea să meargă la spital. Deci ceva se întâmplase cu acest om. Păi ceva ce? Răspund că ia poliția cei de acasă? Care l-au luat și l-au dus păi forme contractuale aici. Dumneata, dacă duci o marfă și ajunge deteriorată, nu răspunzi de marfa asta ce s-a întâmplat cu ea pe drum, dar emite un om pe care atunci când îl escortezi, le iei în custodie, răspuns de viața lui, de sănătatea lui, de libertatea lui. Dovadă, în momentul în care l-au adus dovadă așa. Că, și vă mai întreb și să-mi răspundeți, vă rog, foarte pe scurt. Care este regulamentul? Că ei l-au condamnat pe colegul lui de celulă. Colegul lui de celulă, într-adevăr, mai avea un omor. Este normal să-l bași pe unul cu închisoare contravențională 40 de zile cu unul care este reținut pentru omor? Domnul Bolan, în toate cursurile, și le predau și studenților, și la psihologie judiciară, și la criminologie, și așa mai departe, și militez pe toate planurile să se facă această separare a contravenienților de către recidiviști, a minorilor de către majori, și așa mai departe. Deci răspunsul meu, opinie profesională, nu este bine. Păi ați văzut ce bine a fost. Din păcate, omul a murit. Haideți să luăm publicitate, revenim imediat. Am fi, cu toții vrem ca spectacolul să nu fie întrerupt niciodată. De aceea te bucuri de experiențe nelimitate pe toate ecranele cu Telecom TV. Numai cu pachetul tău all-inclusiv fix mobil de 4 ori nelimitat. Ai și un Samsung Galaxy Trend Lite inclus în pachet. Sună acum la 1234. Telecom. Experiențe împreună. Mergeți, mergeți. Uită-te și tu la ea. M-am uitat. Păi și n-ai văzut? A luat 10 milioane de pe OLX și a tocat pe o veză și pe rochi. Păi și tu ce ți-ai fi luat? Un set de tigăi și un inel. De ce? De logodnă. Și azi poți câștiga 1000 de lei. Intră pe site și alege ce-ți place. OLX.ro. Ce idee bună! Lunch is over, so this is over. Wait, is this a breakup? Don't make this any harder. Viața bio de la resturile de mâncare. Pentru dinți curați și sănătoși. Mănânci, bei, mesteci Orbit. Încearcă Orbit în noul ambalaj economic. Uite, na. N-aveți grijă, o să vă ajungă. Hai, bă. Gata. Mister Chocobon în casă, începe pomonirea vasă. Chocobon. Să se dea câte un om la fiecare Chocobon, să ajungă la toată punga. Chocobons, să bombonească toată lumea. Mă doare îngrozitor în gât. Tocmai în seara de concert. Durere usturătoare în gât. Să intervenim, cum e? Rău, nu-mi trece. Ai nevoie de un medicament. Strepsils Intensiv are 3 beneficii. Calmează rapid durerea, reduce inflamația și ușurează disconfortul la înghițire, pentru ca tu să fii din nou în formă. Strepsils Intensiv, eficient în tratarea durerilor în gât. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La o bere cu prietenii. Uneori vreți mai mult, alteori mai puțin. Acum aveți cât trebuie. Noul Golden Brau de 1,5 litri. Cantitatea potrivită pentru orice ocazie la doar 4,99 lei. Descoperă Chilit Bank Turbo Power. Rosturile nu se curăță dacă nu le frec mult și bine. Eu folosesc Chilit Bank.
Pulverizez, las să acționeze și murdăria dispare. Uite, perfect! Mereu rămân urme pe robinet. Trebuie lustruit des ca să fie curat. Cu Chilit Bang, șterg doar o dată. Nici n-aștept să se usuce. Și uite cum strălucește. Pentru super putere de curățare folosește Chilit Bang Turbo Power. Se vede diferența. Bang și murdăria dispare. Știai că ficatul poate suferi fără simptome evidente? Esențiale Fortean conține un ingredient activ înalt purificat ce penetrează membrana celulelor ficatului și ajută la regenerarea acestuia. Asociația Femeilor Fericite mulțumește producătorului. Sânge de taur. Bun pentru femei dacă îl beau bărbații. Pentru ca fiecare dimineață să fie una fericită, micuțul tău are mare nevoie de dragostea ta și de o noapte uscată. Pampers Active Baby Dry are acum un strat absorbant cu o textură specială și un interior ce reține în siguranță umezeala mai bine decât un scutec obișnuit. Până la 12 ore de protecție împotriva umezelii pentru dimineți fericite. Pampers. Dragoste. Somn liniștit. Joacă! Eu de mult visez să fiu prezentatoare TV. Le-am povestit de asta și vecinilor, care s-au oferit imediat să mă ajute. Priviți în dreapta mea, mai Vodafone pentru cartelă, în care poți să vezi și să controlezi instant tot ceea ce ai în cont. Minute, SMS, megabytes, sunt genul de lucruri pe care ți le doreai, dar nu credeai că sunt posibile. Ia-ți cea mai tare cartelă pentru orice smartphone. Cu mai Vodafone ai control total instant. Welcome to Supernet. Vodafone. Uneori, căderea părului te poate face să te simți invizibil. Colecția Anti-Hair Fall include o nouă loțiune tonică ce întărește firul și reduce eficient căderea părului pentru un păr mai bogat cu până la 100% fără mătreață. Lasă o impresie memorabilă cu ajutorul colecției Anti-Hair Fall de la Head & Shoulders. Trebuie să fiu puternic pentru cei din jur și nu pot lăsa nimic să-mi stea în cale, nici măcar durerea. Combate durerea cu Panadol Extra. Panadol Extra combină cafeina cu paracetamolul pentru amplificarea efectului analgezic împotriva durerilor săcăitoare, precum migrena, durerile dentare, de spate sau musculare. În plus, începe să acționeze în 10 minute datorită noului sistem de dispersie. Panadol Extra. Efect analgezic extra rapid. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Bărbatul a fost dintotdeauna un vânător. Și orice vânător vrea ca prada să-și dorească să fie vânată. Specialiștii Gerovital știu ce vor femeile. De aceea au pus în noul șampon Gerovital Men ingredientele care hrănesc, regenerează și protejează părul, făcând irezistibil orice bărbat. Ce pradă nu visează un vânător așa îngrezător? Gerovital Men. Încredere masculină. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kinder Surprise. Happy birthday to you. De ziua lui, Kinder Surprise înconjurat de cele mai populare surprize ale tuturor timpurilor. Fă-i o vizită copilăriei tale și întâlnește-te cu ele. Senzație de greutate și prea plin după masă? Triferment. Pentru o digestie eficientă. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Noile capsule ușor de folosit de la Dero. De două ori mai concentrate. Curățăm profunzime și oferă hainelor tale o prospețime care durează mult, mult timp. Încearcă și tu noile capsule ușor de folosit de la Dero. Nu lăsați niciodată la îndemâna copiilor. Am o ciupercă pe piele. Exoderil cremă elimină ciuperca, bacteriile asociate și ameliorează rapid senzația de mâncărime. Exoderil. Germanos prezintă noul Samsung Galaxy Ace 4. Atât de rapid, încât nici nu-ți dai seama când se încarcă cele mai noi jocuri. Un maestru al transferului de fișiere printr-o singură atingere și al sharing-ului 4G. Nu e nicio iluzie! E Samsung Galaxy Ace 4 cu ecran Super AMOLED. Îl găsești la Germanos la un preț special împreună cu abonamentul nelimitat El Promo de la Telecom. Comandă online pe www.germanos.ro sau vino în magazine. Germanos. Te conectează cu tehnologia. În
scandaluri sau antrenat. Vedeți cum vorbiți despre mine, că vă pot da în judecat. Păi eu pot, dar vă nu mă interesează. În muzică s-au afirmat. Ați prieteni de promisiune. Ana și Loredana. Asistenta perfectă. Cine m-a pus să mă apuc? Au o viață cu de toate. Asistentele cu Ana și Loredana, sâmbătă și duminică de la 11 seara la Antena Stars. Bahmut aduce show-ul total al după-amiezii. Cu invitați, cu nebunii, cu surprize, o să vedeți imediat. Necenzurat, mâine de la 2 după-amiaza, numai la Antena Stars. Incitant. Înșelător. Să știi că îmi pare foarte bine că ne-am cunoscut. Tu și mie ce spune aici? Imprevizibil. Tu nu mai fii acasă! Nu pierde singurul show în care vânătorii sunt vânați. Stai puțin să vorbim, nu te duci niciodată. Test de fidelitate. De ce n-ai fost sincer până acum cu ei și de ce nu ai spus din timp? Da, tu n-ai spus niciodată. În fiecare sâmbătă și duminică de la 0:30, doar la Antena Stars. Mă mai iubești sau nu? Săptămâna începe mai bine între două super perechi de dive din showbiz. Descoperă-le pe Ana Mocanu și Loredana Chivu, așa cum nu le-ai mai văzut vreodată, iar fetele de la Bambi îți aduc noutăți incendiare. Cele mai mari staruri sunt doar aici, la Star Matinal, cu Roxana și Bote. Mâine de la 9 dimineața, la Antena Stars. Am revenit în direct să mai și râdem după atâtea nenorociri pe care le-am trecut în revistă. Să mai și râdem pentru că infracțiunea de înșelăciune este o infracțiune care se face în general cu zâmbetul pe buze. Cu atât mai... Unii sigur că râd amar. Noi râdem că n-am căzut pradă excrocilor. Este vorba despre o metodă foarte veche al minter, despre care s-a mai vorbit. O metodă de țepuit care a fost resuscitată de către excroci și iată că funcționează foarte bine. Pe stâlpii din oraș au apărut din nou afișe că sunt amatori care să achiziționeze mașini de cusut zingă. Haideți să vedem materialul. Vă prezentăm în continuare una dintre cele mai elaborate modalități folosite de excroci pentru a-i păcăli pe creduli și a-i face să le dea bani. Infractorii se bazează pe o poveste la prima vedere incredibilă, dar care, asezonată cu promisiunea unui câștig uriaș, începe să pară credibilă. Metoda a mai fost folosită în anii trecuți, cu succes am spune. Zeci de reclamații de la oameni excrocați s-au adunat la poliție. Dosarul întocmit la vremea respectivă s-a numit Zingă, de la numele celebrelor mașini de cusut care erau folosite ca pretext pentru excrocherie. Zilele acestea, metoda a fost resuscitată, adică au început din nou să apară afișe ca acesta. Să vă dezvăluim mecanismul prostelii. El are două etape, una pentru săraci, alta pentru cei înstăriți. Mai întâi, sunt lansate pe piață zvonuri care, ca orice zvon, circulă din gură în gură. Cum că mașinile vechi de cusut, marca Zinger, nu sunt doar niște simple unelte, ci seriile lor ascund un mare secret care te poate îmbogăți. Zvonul spune că în cel de-al doilea război mondial, evreii deportați din zona Ardealului în lagărele de exterminare și-au ascuns averile în bănci elvețiene. Iar numerele de conturi au fost încriptate în seriile mașinilor de cusut Zinger pe care le aveau în casă. Condiția era ca, pentru a ți se da contul, trebuia să ai două mașini Zinger cu aceeași serie. Etapa a doua era că în ziar sau pe stâlpi apăreau anunțuri, așa cum este cel pe care vi l-am prezentat, în care un om de afaceri german cumpăra la prețuri astronomice astfel de vechituri de cusut.
numai că punea două condiții. Mașinile să fie autentificate de un specialist, iar a doua, să fie mașini perechi, adică mașini care aveau aceeași serie. Nu cumpăra decât două odată. La mica publicitate era chiar dat un număr al unui astfel de expert, care de fapt nu era altcineva decât expert în excrocherii. În primă fază, lucrurile se opreau aici, dacă posesorul mașinii care fusese autentificată era mai sărman. Plătea cât avea, îi se dădea un certificat fals, bineînțeles, și gata. Rămânea cu certificatul și cu mașina, pentru că pe neamțul care să o cumpere nu-l mai găsea. Pentru posesorii mai bogați de mașini Zinger, povestea mergea mai departe. Meșterul autentificator îi vindea posesorului un pont, cel cu serii, care de fapt ascund comori grase în băncile elvețiene. De aceea și neamțul cu afișele, pe care nu l-a văzut nimeni niciodată, oferea sume atât de mari pe niște rable. Proprietarului îi se sugera și ce are de făcut, ca să locolească pe neamț, care voia el să intre în posesia contului. Să dea anume un anunț în ziar cu seria mașinii lui și să aștepte. Dacă are noroc, se va ivi un proprietar de mașină cu aceeași serie. Atunci, să-l caute, să-i ofere bani, să ia amândouă mașinile și să meargă cu ele în Elveția, unde va intra în posesia contului. Desigur că proprietarul celeilalte mașini cu seria pereche se lăsa greu de tot convins să o vândă. Nici nu se putea altfel, pentru că făcea și el parte din banda de escroci. Cu mare greutate, de regulă contra câtorva zeci de mii de euro, vindea mașina. O mașină care, în realitate, făcea câteva zeci de euro. Iar cel care visase să se îmbogățească din banii depuși în Elveția, rămânea cu două fiare în casă și o gaură substanțială în buget. Domnul profesor, bunicul meu din partea tatălui a fost cojocar. Avea o mașină de asta Zinger. Neastră, n-aveți una pe acasă să mergem și noi în Elveție? Ba, cred că au și ai mei pe undeva rătăcită o astfel de mașină. Domnul Bolan și telespectatorii noștri ne ascultă. Vedeți cât de interesantă se creează o astfel de făcătură din nou, un astfel de algoritm care ți ia mințile, pentru că are la bază lăcomia, setea de chilipiri, afacerea care îți vine așa de undeva de sus și nemunca. Toți vor să se îmbogățească fără să muncească. Numai că uite pe algoritmul ăsta, muncești de te ia dracu. Dai anunțuri, dai ziarele, cauți-le astea, nu știu ce, și în finalul ai rămas fără lovele. Deci este o prosteală. Cum poți să fii atât de prost? Dar, domnul profesor, cum dracu să crezi un asemenea scenariu, că e de science fiction? El e bine făcut pentru că exploatează în plan psihologic, nici nu îți dai seama cum transgresează toate aceste lucruri din afectiv, în volitiv, în cognitiv, în imaginația pe care ți-o faci, că vei deveni în sfârșit milionar. Prosteală pe față. Așadar, aveți grijă la mașinile de cusut, aveți grijă ce serii aveți la ele, și mai ales ce oameni vă caută ca să le împerecheați, să vă duceți în Elveția, dar încet, cu pas mărunt, așa, cu pasul piticului. Din păcate, timpul pentru emisiunea noastră s-a încheiat. Îmi pare rău, cel de-al doilea invitat al nostru, doamna Paula Iacob, nu a reușit să ajungă până la sfârșitul emisiunii. Știți că este cod portocaliu de ceață în sudul României. Mi s-a transmis un pic mai devreme din studio, vedeți că am o cască aici, mi s-a transmis din regie că doamna Iacob a anunțat că mai are aproximativ jumătate de oră până să ajungă, este undeva pe autostradă între București și Pitești. Vă promit că va fi invitata noastră în edițiile viitoare, o să ne bucurăm de prezența dumneaei. Până atunci, sunt Sorin Ovidiu Bălan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare, la orele 22. Până atunci, țineți aproape!
genul programului Reality Show. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Senzuale, admirate, celebre, asistente TV. Cine sunt ele după ce se stinge lumina reflectoarelor? Crezi că le cunoști cu adevărat? Ana și Loredana, asistentele.